Ce spun directorii de spitale private despre o astfel de măsură? Ea ar avea efecte directe asupra pacienților. Pe de-o parte, tarifele la privat ar crește dacă serviciile decontate acum de stat n-ar mai fi plătite. Pe de altă parte, spitalele de stat ar fi supraaglomerate de pacienți care nu ar avea de ales. În viziunea managerilor de spitale private, forma de proprietate nu ar trebui să conteze atunci când se decide plata serviciilor medicale. Mariana a devenit de curând mamă, iar bebelușul ei s-a născut într-o maternitate privată. Primul impuls a fost să meargă la un spital de stat, însă a renunțat rapid când a văzut cu ochii ei care sunt condițiile de acolo. În spitale se dă tot, se cumpără, dar cel puțin la noi, în Râmnicu Vâlcea, se cumpără absolut tot. Se dă o listă pe care trebuie să mergi să o cumperi. Prin urmare, Mariana a plătit în final cu 1000 de lei mai mult la privat față de cheltuielile pe care le-ar fi avut dacă ar fi născut în maternitatea de stat, unde ar fi trebuit să cumpere totul. Costul nașterii a fost mai mic și pentru că spitalul privat a încheiat contract cu asigurările, care decontează o parte a costurilor. Dar această finanțare a spitalelor private din asigurările plătite de fiecare român nu este deloc pe placul actualului ministru al sănătății. Cine dorește să-și exprime opțiuni, poate să facă asigurări private. Legea de astăzi permite oricui să-și facă asigurări private. Dacă dorește, dacă are bani, cetățenii acestei țări, în proporție de 90%, sunt săraci și trăiesc din asigurări sociale de sănătate. Banii care s-ar economisi ar urma să fie folosiți pentru finanțarea unităților medicale de stat, a explicat ministrul. Însă specialiștii în sănătate spun că banii vor dispărea în sistem, iar calitatea serviciilor nu va crește, mai ales că nu va mai exista concurența. 10% categoric nu înseamnă atât de mult, nici măcar încât să ne dea speranța că da, cea mai mare parte din plățile suplimentare, fie că e vorba de plăți informale, fie că e vorba de costul diferitelor medicamente pe care trebuie să le plătești din buzunar în spitalele de stat, ar urma să fie acoperite. Din punctul de vedere etic al drepturilor pacienților, este o încălcare a acestui drept, pentru că cel care este asigurat acolo are dreptul potrivit legii de a-și alege unitatea medicală și medicul. Efectul imediat al unei astfel de decizii se va vedea în creșterea tarifelor pentru serviciile medicale din spitalele private, spun specialiștii. Asigurările decontează acum în jur de 300 de euro pentru o intervenție chirurgicală, de exemplu. Evident că neacoperind costurile pentru serviciu medical, va trebui să îi solicităm acestuia sume mai mari. Dacă acești bani nu ar mai urma dreptul pacientei, că eu tot repet, este dreptul pacientei, să-și aleagă și medicul și chiar și unitatea unde se va trata. Ar însemna că acea parte trebuie să o scoată din buzunar pacienta. Deci, cred eu, ar exploda prețurile. În România funcționează 67 de spitale private care au contracte în sistemul de asigurări sociale de stat și peste 350 de spitale publice.